Expoziția de la Fundulea, organizată anul acesta în perioada 16-19 mai, a reunit un număr impresionant de participanți, deși vremea a fost capricioasă. Cea mai mare expoziție organizată în câmp din România a avut multe noutăți anul acesta. Vineri 17 mai a avut loc un forum cu tema irigații, iar ziua de sâmbătă 18 mai a fost dedicată liceelor agricole. Despre acestea ne vorbește Cristina Partal, directorul de marketing al firmei organizatoare. Peste 200 de firme expozante din 13 țări s-au reunit anul acesta pe suprafață de 36 de hectare. Cei 11.700 de vizitatori, având ocazia să se informeze asupra noilor tendințe privind tehnica agricolă, dar și să achiziționeze. Cele 200 de companii au expus în câmp un număr impresionant de mașini și utilaje agricole din portofoliu și au lansat pe perioada expoziției discounturi și oferte de finanțare avantajoase pentru vizitatori. În ciuda vremii nefavorabile pe parcursul celor 4 zile, Agriplanta Romagrotec 2019 a dovedit și în acest an că reprezintă o importantă platformă de comunicare pentru comunitatea agricolă din România, reunind cu succes un număr reprezentativ de fermieri, specialiști, mediul academic, furnizori de mașini agricole, echipamente și inputuri pentru agricultură. Au fost multe noutăți anul acesta, printre acestea și Irig Show-ul. Irigațiile, știm cu toții, mai ales pentru zona aceasta din Bărăgan, reprezintă o mare problemă. Care ar fi concluziile ca urmare a seminarului desfășurat acolo? Da, pe parcursul celor 4 zile, DLG Intermarketing a lansat Irig Show, noul concept de promovare a utilajelor pentru irigații, tocmai din dorința de a răspunde nevoilor fermierilor. Am amenajat o zonă dedicată utilajelor pentru irigații. 7 companii din România și din străinătate participând cu stand propriu pentru a putea să informeze vizitatorii asupra soluțiilor inovative pentru managementul apei, asupra sistemelor inteligente de irigare și tehnologii performante în domeniul irigațiilor. Este adevărat, în ziua de vineri, 17 mai, peste 150 de fermieri, furnizori de inputuri, specialiști, au participat la forumul pentru irigații, tocmai pentru a intra în dialog cu speakerii invitați din partea principalor autorități responsabile în domeniu. Au fost prezentate în cadrul forumului stadii de lucru pentru fiecare etapă din Programul Național de Reabilitare a Sistemului de Irigații, măsuri ce înțelegem că vor urma să fie implementate, soluții tehnice și, nu în ultimul rând, tehnologiile oferite de producători în materie de irigații. Un alt element de noutate al expoziției 2019 îl reprezintă și prezența constructorilor, materialelor de construcții, cele care sunt destinate amenajării fermelor sau extinderii fermelor. Da, au fost prezenți expozanți cu utilaje și echipamente pentru logistica fermei și construcții. Este adevărat că în programul evenimentelor erau prevăzute și demonstrații cu aceste mașini și echipamente, însă, din păcate, din cauza vremii nefavorabile, nu au putut avea loc demonstrațiile. Și au fost doar expunere în standurile firmelor participante. Interesul tinerilor sau mai exact al adolescenților pentru ceea ce înseamnă agricultura prezentului, dar mai ales viitorului, probabil că v-a determinat să introduceți aceste zile dedicate liceelor agricole sau mai precis ziua liceelor agricole. Care ar fi feedback-ul ca urmare a celor întâmplate? Este adevărat, au fost mai multe secțiuni, respectiv ziua de sâmbătă, ziua liceelor agricole care a avut loc pentru prima dată la Agriplanta Romagrotec.
Au fost prezenți peste 200 de elevi și profesori de la 15 licee cu profil agricol din toată țara, dar și fermieri, firme din domeniul agricol, reprezentanții mass media care au participat. Și în cadrul acestui eveniment a fost evidențiată de către participanți nevoia reală de resursă umană calificată și stabilizată în agricultură, mai ales de fermieri tineri. S-a prezentat oferta educațională a liceelor agricole partenere în proiect. A avut loc o conferință cu invitați din domeniu privind tinerii cu studii medii, sunt cei care pot face agricultura să se miște. Au fost dezbateri cu firmele expozante, fermierii și elevii asupra aspectelor practice în educația agricolă și evident un concurs cu premii pe teme agricole pentru licee. Dar nu numai atât, noi am lansat anul acesta la Agriplanta Romagrotec conceptul campus și carieră, adresat elevilor, studenților, absolvenților, masteranzilor, dar și tuturor celor care vor să facă reconversie profesională în agricultură sau care pur și simplu își caută un job în agricultură. Cu alte cuvinte, pe platforma dumneavoastră se pot crea legături, se poate comunica între cei interesați să angajeze, adică angajator, și cei aflați în căutarea unui loc de muncă în agricultură. Exact. În cadrul campus și carieră au avut ocazia să participe la activități de consiliere individuală și de grup, la skill shop-uri, testarea abilităților de îndemânare în practică mecanică agricolă. Au avut loc și interviul face-to-face cu angajatorii care au depus oferte de recrutare la un panou de joburi aflat în cadrul campus și carieră. Și considerăm că au fost utile pentru dezvoltarea unor planuri de viitor de către studenții și absolvenții participați la Agriplanta Romagrotec 2019. Așadar, Agriplanta Romagrotec se reinventează și se adaptează noilor cerințe din zona pentru care de altfel și lucrează sau pe care o reprezintă, zona agriculturii. Noi așa dorim să credem, că suntem în pas cu tot ce este necesar, ce are nevoie piața, și considerăm că răspundem în mod real acestor nevoi. Expoziția s-a încheiat, există însă continuitate pentru comunicare pe platformă. Toți cei interesați înțeleg că pot să vi se adreseze acolo. Sigur că da, pot intra pe site, ne pot contacta direct, pot intra de asemenea, pot descărca aplicația mobilă Agriplanta Romagrotec, unde vom updata tot timpul publicul țintă cu noi informații asupra evenimentelor organizate atât în România cât și în străinătate. Mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim și vă așteptăm la ediția următoare Agriplanta Romagrotec 2020.